Al treilea principiu, slujirea este către alții. Fiecare din voi să slujească altora. Aici este o lovitură decisivă dată acestor pseudo-slujiri de înălțare de sine, defilare, amuzament, distracție și isteria în masă care se face cu unele slujirii, cu ghilimele de rigoare, în biserici. Ies ca să-mi arat. Vedeți cinduta pe care o am? Vedeți vocea pe care o am? El se slujește de fapt pe sine, slujește sinele. Își slujește orgoliile, își slujește poate frustrările, își slujește complexul de inferioritate și folosește pseudo-slujirile din biserică ca să se întoarcă spre el însuși anumite lucruri, da? Biblia spune să fiecare din voi să slujească altora. Să-mi propun să-i fac un bine altuia. Am mai auzit asemenea indivizi care spun: Domnule, eu slujesc pentru Dumnezeu, pe mine nu mă interesează de oameni. Dacă vrei să slujești lui Dumnezeu, slujește la tine acasă, dacă nu te interesează de oameni. De ce vii în fața noastră să faci slujirea înaintea lui Dumnezeu? Ce crezi, Dumnezeu nu primește slujirea ta de acasă? Nu, slujirea este direcționată către frații noștri. Dumnezeu nu are nevoie de har. El este dătătorul harului. Dumnezeu nu are nevoie de zidire sufletească. El este dătătorul. El este cel care lucrează această zidire. Noi slujim pe alții. Eu predic pentru alții. Nu predic ca să primesc slava altora sau nu ar trebui să fac asta. Dar predic pentru alții. Eu fac ceva. Darurile sunt date în folosul celorlalți, nu în folosul lui Dumnezeu.